Iată-ne din nou la masă pe mine și pe mare. Să ne facem încredere, că eu am mai făcut astea gen. Astăzi, oameni buni, veți afla adevărul despre mine și Mara, pentru că în momentul de față e un subiect destul de controversat de către comunitățile noastre și am văzut și foarte multă susținere pe subiectul ăsta și pentru mine și pentru ea, dar câțiva dintre voi v-ați aprins puțin cam tare și ați început să fiți răutăcioși în comentariile Marei, așa că astăzi, puțin mai târziu, o să mergem, o să ne vedem cu Mara și o să vă explicăm tot ce se întâmplă. Dar înainte de asta, am o rugăminte super mare la voi, mai exact, să vă abonați canalului, pentru că eu până la finalul anului vreau să fac 250.000 de abonați. Am încredere că se poate întâmpla asta, pentru că fiecare dintre voi, dacă vă abonați, ar fi superb. Și aș aprecia maxim dacă ați apăsat și butonul de like la acest videoclip, nu știu, să facem 25.000 de like-uri, pentru că așa clip o să fie recomandat mai departe. Bun, înainte să mergem să ne vedem cu Mara, eu simt nevoia să fac un prank cuiva. Pentru că eu de când am venit aici am făcut prank lui Zbâr. What the fuck? Why? Pain. What the fuck? Și Gami. Sos! În cantități industriale. Sos! Femeia. Vă mă faceți de râs. Așa că ieșim afară și vedem cui facem prank. A, și era să uit. În curând o să urmez un giveaway mare pe Instagram. Mergeți, dați un follow și pe Instagram, pentru că pe Instagram vreau să-mi întrec toți prietenii. Vreau să facem 2 milioane de followeri. Mult spus, da? Mergeți, dați follow, poate se întâmplă. Acum am ieșit la cafea cu Sebicu. Și cu Peinuț. Salut. Salutare, fraților. Ne-am făcut un obicei să venim în fiecare dimineață aici la cafea. Bă, și e bine că știm să bem apă, Peinuț. Sebi este trist, oameni buni. Tocmai ce l-a părăsit iubita. Bă, e ok, că o să vă împăcați, crede-mă, Sebi. Nu o să ne mai împăcăm. Ba da, o să vă împăcați. Ce te face? Stai să mă pun lângă tine să te consolezi. Ce te face să crezi că nu o să vă împăcați? Nu mai vreau eu. Nu mai vrei? Eu. Ce ți-a făcut? Și că m-a prins, că am înșelat-o, că nu știu ce. Tu de 3 zile stai doar cu noi. Da. Cred că s-a plictisit de tine, bă, Sebi. Sebi m-a supărat destul de tare, pentru că aveam foarte multă treabă cu el astăzi și a zis, bă, eu plec. Bine, mă rog, el avea treaba peste 2 ore și putea să mai aștept un pic. Mamă, câți oameni am înțeles de lumea. Intru în magazin, iau ceva. O să vă dați seama ce o să-i fac după ce o să vedeți. Ce o să cumpăr chestia asta, am făcut-o și lui Zbur pentru cei care ați văzut vlogul ăla. Merg, cumpăr și vedeți ce urmează. E bine, vă dați seama ce o să urmeze. I-am făcut asta și lui Zbur, un vlog pe canal, dacă nu l-ați văzut, mergeți și uitați-vă că a fost tare, plus că nu am făcut doar asta. Am făcut și un manechin, dar pentru Sebi n-am putut să fac rost de un manechin, acum pentru că sunt afară și bate vântul. Ce să fac diferit la Sebi față de Zbâr e că nu o să-i acopăr casa cu hârtie, o să-i acopăr mașina. Pentru că știu să aibă treabă cu mașina mai târziu, abia așa scos-o din serviciu și o găsesc. I-am găsit mașina, punem asta aici, dăm jos și ghiozdanul. Și ce e destul de nașpa, bă, de fiecare dată când fac prank-urile astea, nu e nimeni care să mă filmeze și pe mine, vere, trebuie să pun eu camera pe toate chestiile ca să încep prank-ul, da? Nu e problemă, uite, punem camera aici, sper că mă văd și începem. Începem cu una, băieți. Miroase a mușețel, e ce trebuie. Băi, și ce bine ar merge un ceacul, dar nu știu de unde să încep. Mamă, cred că mai bine eu acoperam cu șervețele umede, că uite cât de jegoasă e mașina lui Sebi. Băi, Sebi, unde ți-e mașina, vărămiu? Urât, așa arată prima hârtie. Mai avem ceva până o umplem. E destul de greu că bate vântul și ia toată hârtia de pe mașină. Dar ce mi se pare mie foarte amuzant e că toți oamenii trec așa casual pe lângă mine și eu sunt aici venindu-i mașina lui Sebi în hârtie. Prea amuzant. Uite, mi-o ia vântul, vere. Nu stă. Stai aici. Și cam așa arată, băieți, mașina după un sul de hârtie. Bă, e foarte greu că bate vântul. Mă așteptam să arate mult mai haos, dar bă, e greu că bate vântul rău de tot. Alo, ce pasă, amigo? Băga mea. De ce ai venit acum? Unde stai să te dau drumul ăla și auzeam pe tine cu mulii pe aici, cu pasia. Băga mea, nu ai prins. Mașina mea e trecăcat. Dar nici așa, băi. Bă, tu știi cât de greu a fost că bate vântul. Nu am avut timp, mi le zbura vântul, vere, am mers până acolo să alerg hârtiile. Tare, hai să o reciclăm, vei? Să o reciclăm, bă, vere, de când ai mai spălat? Uite-te la ea. De câteva zile, dar ce să fac, bă, dacă stau aici în tanchet? De fapt, lasă așa, trebuia să acoperi toată hârtie să fie curată, vezi, dacă stau aici lângă tanchet. A, să nu mai vine nisip pe ea. Da. Da, dar viitoare să știu să vin cu un ciolofan, cu căcatul ăsta de hârtie, chiar m-am chinuit degeaba. Da. A, uite, aici și cotoroi dacă vrei. Și că vin de la nuntă, ești nebun? Lasă-mi și niște doze de alea de apă. Și niște baloane? La nunta cui mergeai? La nunta ta. Wow, caut fată să mă însor, băieți. Tibia cu e în cameră, eu sunt în living, el se pregătește să intre live. Și m-am gândit că nu s-ar aștepta să-i umplu toată casa cu hârtie dacă m-a prins când îi făceam asta la mașină. Și mă gândeam să-i umplu casa cu hârtie, dar o să pun o poză pe Instagram unde o să pun un sondaj dacă să facem asta. Prim story-ul, vedem cum sunt votat.
scouturile și vedem ce facem. Dacă nu mi-ai dat follow pe Instagram, te invit să o faci chiar acum, pentru că m-a ajutat foarte mult. Vreau să-mi întrec toți prietenii la follow. Vreau să am 2 milioane de followeri. Nu, glumesc, acolo vedeți foarte multe chestii off-camera pe care le fac, chestii care nu intră în vlog. Nu uitați de challenge-ul cu mesajele și o să apareți într-un clip de-al meu. Punem story-ul și revenim. Cum aici am pus story-ul acum un minut, se bie înăuntru, face live. Foarte mult ați votat că da. 45 de voturi pentru da la poza asta și 0 pentru nu. Așa că hai să-i dăm drum și să vedem cu ce începem. Prima dată o să-i acoper asta. Bam! Hai că am făcut treabă. Băi, sunt farsior, mă. Farsior de când mă știu. A, și vechea schemă. Op! Ah, ce frumos se duce. Cât de bine e să trolez. Nu știu, bă, dar eu de când m-am mutat aici, iubesc să fac prank-uri. E partea mea favorită din toate vlogurile. Bă, uite ce atunci, că trebuie să ne vedem și cum am uitat. Bun, hai că mai avem timp. Uite ce am făcut pe jos, vai de capul meu. Aruncăm una și încolo, nu a lui bucătărie. Hai că e bine că s-a dus. Și bineînțeles că o să-i punem și pe mobilă, pentru că parcă prea frumos e mobilă, să-și trebuie să decorăm și un pic cu niște hârtie. Mă, și pun și bucăți de-astea mici. Am pus una și aici sus pe frigider, nu știu dacă ajunge să o ia și nu știu dacă o să știe vreodată de ea. Da, mai punem, băieți, mai punem cafea. Mai avem un singur sul de hârtie, cam așa arată situația până acum. Avem și pe aici, și pe acolo, și pe acolo, și pe frigider. Mai pun un pic pe jos. Bucăți mici să se chinuie. Buzul puse de 1 milioane, bă, face bani. Dar aici că dau eu cu bani aici. Mă doare portofelul, băieți. Oprește-te, oprește-te. Ai de viața mea, ai de viața mea. Ascultați aia cu ochii închiși, la ce vă gândiți. Așa arată toată casa. Eu zic că e suficient, n-are să pun mai multă. Avem și aici, acolo, și în bucătărie, și pe frigider. Îl așteptăm pe Sebi să termine live-ul și după aceea să-i luăm reacția. Ce ai făcut, mă? A crezut că te-ai oprit, bă, cu mașina, bă! Scârbos arată, te-ai călcat aici la mine în mijlocul casei. M-am uitat să văd dacă ai Nutella, dar n-am să puneți pe copii, mai un pic. Era amuzat. Și astea mi le lași mie, cadou? Da, ideea e că sunt foarte multe bucățele mici, succes să le cureți. Succes să le cureți, succes să le cureți. Succes să le cureți, frate, cum adică? Bă, gata, gata, ce? Curățăm, gata. Sau cum ar fi efectiv să mă las așa acasă? Faci mâncare, gen, ale alea, mai suflu nasul. Nu mai stai să cauți și vesele, e așa frumos. Mai scui prin el, mai bă, stai, gata, că te-ți face mai mult cu una, gata, Sebi. Și mai gândi, da? Stai, frate, ai încredere, că eu am mai făcut asta, gen. Eu o să circar. Bine, hai. Hai. Da. Vezi ninja. Chiar am mers. Mănâncă. Nu vreau. Dacă îmi dai bani, îl mănânc eu. Dau 50 lei. Nu 50. Știi că e frigider de când l-am avut pe puiul. Puuu. 1000 de lei. 100 de euro. 3 maxim. Ok, dar îmi dai? Da. Ah, că vomit. Vezi chiar e rău? Aruncă-i. Cadou, mă simt. Așa cum fotbal cu evrei? Nu, lasă. Iată-ne din nou la masă pe mine și pe Mara, un subiect destul de controversat. Băieți și fete, am văzut că e suport mare pe tot subiectul ăsta, dar ideea e că mulți s-au aprins foarte mult degeaba, pentru că eu și Mara ne înțelegem foarte bine. De cât timp ne cunoaștem? Nu înțelegeți. Mi-a bubuit TikTok-ul cu comentarii în care sunt eu tagat. Dar nu sunt neapărat cele mai bune comentarii, pentru că eu dacă mă afișez cu o fată, nu e iubita mea. Ea dacă se afișează cu un băiat, nu e iubitul ei, corect? Și au fost foarte multe comentarii răutăcioase la TikTok-urile Marei. Mă rog, ăsta e TikTok-ul. E un TikTok cu un băiat care l-am cunoscut eu, un influencer din Danemarca, care e gay, nu am absolut nicio treabă, suntem prieteni. Ne-am prietenit acolo și lumea, toată lumea a nebunit și zicea că săracul Robi, că nu știu ce, că robinet, că uite ce spate. Da, băi, și nu știu, eu n-am fost niciodată trist pe tot subiectul ăsta, gen. Și nici nu m-aș afișa dacă aș fi trist. Dar oricum au fost comentarii de genul, nimeni nimic robinet și e o poză cu heartbreak. După aia e, păi și robinet unde e? Robinet îmi pare rău de tine, săracul robinet și din astea. Săracul de el, micuțul de el. Acum ești, înainte să pornească camera, am stat și am bocit și am rugat-o pe Mara, nu mai face TikTok-uri cu alți băieți, te rog. Băieți și fete, ne înțelegem foarte bine, suntem prieteni foarte buni. Toată chestia asta a pornit așa, din un clip și după aia joacă, nu? Da, din pur și simplu am făcut clipuri la Caterinca și noi facem clipuri cu am colaborat împreună. Exact. Dar nu cu scopul împreună de a vă face pe voi să râdeți. Cred că v-am făcut să râdeți. Ne-am legat cu cătușe. Am nebunit pentru acele vloguri. Dar nu suntem împreună și din nu avem o... Nu suntem pe combinații sau avem o chestie de asta. Pur și simplu suntem prieteni și facem vloguri împreună.
Exact, dar oricum apreciem susținerea.